În lumea astrologiei, fiecare an aduce cu el potențialul pentru noi experiențe și schimbări semnificative în domeniul relațiilor. Anul 2024 nu face excepție, iar pentru anumite zodii, acesta pare să aducă oportunități de reconciliere cu foștii parteneri de viață. Berbec. Berbecii sunt cunoscuți pentru pasiunea lor puternică și determinarea de a face lucruri în propriul lor mod. În 2024, conjuncția planetară dintre Venus și Marte în semnul berbecului creează un context astrologic propice pentru reînflăcărarea iubirii cu foștii parteneri. Energia lor fierbe și dorința de acțiune îi pot determina să ia inițiativă și să inițieze dialogul pentru a repara relațiile trecute. Sfaturi pentru berbeci fi deschis la comunicare și exprimă sincer sentimentele. Folosește-ți forța interioară pentru a depăși obstacolele și a construi o fundație solidă pentru o posibilă împăcare. RAC. Racii sunt guvernați de lună, planeta sensibilității și a emoțiilor. Anul 2024 aduce o conjuncție între lună și Jupiter în RAC, accentuând nevoia de conexiuni emoționale profunde. Această configurație astrală poate să aducă în viața racilor o perspectivă matură asupra relațiilor anterioare, deschizând ușa pentru o Reconciliere și vindecare emoțională. Abordează trecutul cu empatie și răbdare, fii pregătit să asculți și să înțelegi punctele de vedere ale foștilor parteneri. Investește timp în construirea unei relații bazate pe încredere și comunicare deschisă. Balanță Balanțele guvernate de Venus, planeta iubirii și armoniei, pot să descopere în 2024 oportunități de a rezolva tensiunile din relațiile trecute. Conjuncția dintre Venus și Saturn în balanță indică o abordare serioasă a relațiilor, iar energia. Echilibrata acestor zodii poate să ducă la reconcilieri durabile, relatează realitatea.net.